Ai pus cântecul de leagă în care m-a crescut. Ai pus maica tricolorul neamului meu sfânt. Toată floarea din câmpie, toată truda ta, parcă mi te văd, măicuță, lampa lumina. Dumneata cu acu în mână, săcoșia mea. Parcă mi te văd, măicuță, lampa lumina. Dumneata cu acu în mână, săcoșia mea. Satul meu, mi-ai dat maică, e sfântă, cu ea dorul greu. Sunt o mare la oraș, dar nici când n-am uitat porcul cinstei, ea sfântă și dorul de sat. Sunt o mare la oraș, dar nici când n-am uitat porcul cinstei, mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet. Bine ai venit, Marina Roșu. Bine ai revenit. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara. Aș vrea să vă spun despre Marina Roșu. Eu apreciez foarte mult talentul acestei fetițe. A participat la concursul Vedeta Populară de la postul public de televiziune, de la TVR1. A ajuns în final. A cântat un cântec extraordinar de greu, un cântec din repertoriul lăutăresc, la Bolintinul din Vale. Și a câștigat atenția jurului, dar cel mai important este că a câștigat atenția publicului. Pentru un interpret de folclor atât de tânăr să abordeze genul muzical lăutăresc, mie mi se pare ceva extraordinar și aș vrea să te felicit pentru că muncești pentru talentul tău și pentru că te prezinți atât de frumos în fața publicului. Ești o frumoasă și o talentată și eu îți prevăd ție un viitor foarte strălucit dacă vei înțelege că trebuie să muncești foarte mult pentru ceea ce ai primit de la Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și cred că este de datoria mea și a tuturor tinerilor să ducă mai departe cântecul nostru popular și să abordeze și alte genuri, cum ar fi muzica lăutărească, pentru că este o parte foarte importantă din... Ești fascinată de un anumit obicei de nuntă. Despre ce este vorba? Spune-ne tu. Este vorba despre nuneasca. Este un obicei foarte important din zona din care vin eu, Dâmbovița. Se practică și în Oltenia și l-am reprezentat de asemenea în cadrul concursului Vedeta Populară la care am participat în sezonul 6. Aș vrea să spun un lucru. Ține oarecum de bucătăria noastră, de lucrurile care nu se văd, dar sunt frumoase dincolo de spatele camerelor de luat vederi. Întotdeauna merge la evenimente și la emisiuni însoțită de mama ei, care cred eu că este cel mai mare fan și admirator al artistului pe care îl are în familie. Și am văzut-o pe mama ei cu lacrimi în ochi în culise. Nu aveți cum să o vedeți acum, dar vreau să apreciez faptul că există un soi de bucurie al părinților care văd că, virgulă, copiii au luat-o pe căi bune, iar calea pe care a luat-o Marina Roșu nu este una deloc ușoară. Este una în care va întâlni nu doar succes și bucurii, vor exista și momente în care probabil că te vei lovi de lucruri care nu o să-ți placă. Important e ca tu să fii mereu o tânără conștientă, că trebuie să fie asumată, fericită cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu și dornică de a învăța și de a face mândru cântecul popular și zona pe care o reprezinți de tine și de toate rezultatele tale. Asta este cel mai important Rareș, lucru. Iar eu acum mă retrag cu Marina, s-o salut și eu. De acolo, eu rămân în platou.